saci plini cu flacoane de plastic, 10 de tone de plastic mai exact. Așa începe o zi de voluntariat pentru o mână de oameni adunați într-o sâmbătă la marginea Clujului. Tineri sau oameni în toată firea, simpli, ori profesori universitari și chiar un membru al familiei regale române, cu toții s-au adunat astăzi aici cu un singur scop, să facă România un pic mai bună. Iar cei care i-au strâns la oaltă se numesc Tășuleasa Social, una dintre puținele organizații de voluntariat din România preocupată de mediul înconjurător și de felul în care ne educăm copiii atunci când vine vorba de natură. Dacă ați auzit de ei, e poate pentru că unul dintre oamenii de bază este cunoscutul sportiv Tibi Ușeriu, cel care a câștigat una dintre cele mai dure competiții de anduranță din lume, de 3 ori. Sau poate pentru că acțiunile lor de împădurire devin fenomene virale pe rețelele de socializare în doar câteva ore. Oricare ar fi motivul, în cazul Tășuleasa Social, viața bate filmul. Viața de zi cu zi a celor care au pus umărul la această idee, la munca titanică din spatele fiecărui eveniment. Această comunitate, devenită o mare familie, înțelege că România trebuie să crească. Noi am încercat să ne creăm țara noastră acolo și încercăm cumva să arătăm că se poate trăi și altfel, adică se poate trăi și mai bine, adică putem chiar să schimbăm ceva. Da, e țara mea. Și fac atât de mult bine cât pot eu, cât mă duce sufletul, cât mă duce destinul, cât pot să înțeleg. Până că și părinții mei sunt de acord că dacă lipsea Tășuleasa din educația mea, când a venit, eram altă persoană. Lucrurile, chiar dacă nu au nicio șansă să reușească, ele trebuie să fie făcute. Pentru că în felul acesta dezvoltăm o tradiție și la un moment dat generația care vine, care o să beneficieze de circumstanțe poate mai favorabile decât această generație, se va folosi de această tradiție ca să facă schimbare. Între 23 și 28, 29, 30 am făcut o grămadă de bani și am lucrat 20 de ceasuri pe zi câteodată ca să pot să fac treaba asta. Am luat acești bani cu voia familiei pe care o aveam atunci și i-am adus și i-am pus într-o grădină în care nu aveam niciun plan de afacere, aveam un vis și o utopie. Am mult văd pe Alina, avea cărți de Jules Verne. Și te merg, baie-te și învață. Când mă duceam eu, pune cartea de ăsta și citezul vert. Aici mi-am dat seama despre ce este vorba și mi-am dat seama că, de fapt, eu căutam acest lucru. Căutam să fac ceva îmi lipsea din viață. Și apoi mi-am dat seama la Tășu, mi-am dat seama că este vorba despre voluntariat. La aproape 2 decenii de la înființare, Tășuleasa Social începe să devină o oază de normalitate pentru tot mai mulți români interesați de soarta țărilor. Bună seara, bine ați venit în grădina de la Tășuleasa Social, bine ați revenit în grădina de la Tășuleasa Social. O poveste născută din dorința de a trăi o a doua copilărie a 2 frați crescuți într-un sat din Bistrița a pus bazele unia dintre motoarele firescului din societatea civilă de astăzi. Cu fiecare copac plantat, cu fiecare plastic strâns și cu fiecare copil care trece prin ograda Tășuleasa Social, povestea lor crește și devine din ce în ce mai puternică. Numele meu este Mircea Barbu și vă invit alături de mine într-o călătorie despre pasiune, idealuri și oameni care vor o Românie mai bună. Ziua la Tășuleasa Social începe negreșit cu o ceașcă fierbinte de cafea servită chiar de Alin Ușeriu, fondatorul organizației. Păi nu știu, dar le pot și nota. Da, că le notez clar asta. Deși totul pare calm în ograda Tășulesei, asta e doar liniștea dinaintea unei furtuni ce trebuie să aducă roade. Echipa e la mai puțin de 24 de ore de cea mai mare acțiune de reciclare pe care a organizat-o vreodată.
Cu ajutorul elevilor din mediul rural, organizația și-a propus să strângă peste 50 de tone de plastic reciclabil în mai puțin de o săptămână. Asta înseamnă o logistică uriașă cu zeci de camioane, sute de voluntari și mii de copii angrenați în proiect. Presiunea este imensă. Dacă vor reuși, va fi cea mai mare acțiune a lor de până acum. Dacă nu, va fi o risipă fenomenală de bani, energie și timp din partea celor implicați, dar mai ales deziluzii crunte pentru copiii care și-au pus sufletul în vise și speranțe mari de a dobori recorduri. Acțiunea începe cu câteva săptămâni bune înainte, când doi dintre membrii de bază ai organizației merg din școală în școală ca să le explice elevilor ce au de făcut. Să iau asta, să iau rola, până. Aici o să ținem. Țineți, da? Suntem la Nicula, un sat din județul Cluj, unde astăzi copiilor și profesorilor li se explică ce urmează să se întâmple. Ce mai faceți, copilași? Bine. Bine? Ne-ați așteptat? Da! Eu sunt Iulian, sunt de la Tășuleasa Social și o să vă prezint câteva lucruri despre un proiect, poate că ați auzit de el, ați participat și anul trecut, care se cheamă Ziua Bună, Ziua Voluntarilor Mici. Poate că vă aduceți aminte de imaginea asta. Bun. Noi ne-am gândit că ar fi frumos ca în fiecare an, în schimbul cadoului pe care voi l-ați primit, să spuneți mulțumesc prin a face ceva, prin a face ceva pentru comuna, satul în care voi locuiți. Că nu-i destul câteodată doar să vorbiți și să ziceți mulțumesc. Câteodată e foarte frumos și să faceți ceva în schimb. Și din câte mi-aduc eu aminte, anul trecut ați plantat copăcei, nu? În schimbul cadourilor. În timp ce Iulian explică, zeci de ochi îl privesc, curioși. Urechile sunt ciulite și copiii sunt mai atenți ca niciodată. Există o problemă foarte mare acum în lumea asta. Vedeți cât de mare e lumea? Asta e mică, da? Bun. Imaginați-vă că s-a produs atâta plastic de către oamenii mari, că de multe ori în oceane, aici unde vedeți voi albastru, s-au format insule de plastic, așa de mult plastic este. Ne propunem ca în vacanța de Paște, voi să, în schimbul cadoului pe care l-ați primit, să colectați într-un săculeț deșeurile sau gunoaiele de plastic pe care le aveți în gospodăria voastră. Ascultători și încântați de propunerea voluntarilor Tășuleasa, copiii din Nicula își au în primire sacii pe care vor încerca să-i umple cu deșeuri de plastic din jurul casei. Octavian și Dacian, doi dintre copiii care participă la proiectul Ziua Bună, abia așteaptă să ajungă acasă să adune sticle de plastic chiar din pârâul care le trece prin curtea casei. Aici ai părul. Aici găsim multe sticle. Unde? E părău aici jos, prin apă. Micii voluntari sunt la prima lor acțiune de reciclare și par mai bucuroși ca niciodată să poată contribui la protejarea mediului înconjurător. E drept, nici jucăriile promise de Tășuleasa în schimbul a doi saci cu sticle de plastic nu-s de aici de colo. Tentația e mare. În doar câteva zile, împreună cu fratele lui, Dacian, care are numai 4 ani, au reușit, cu mâinile lor harnice de copii, să strângă aproape 2 saci cu deșeuri de plastic. Și le-ar mai trebui încă pe atât doar ca să curețe strada lor. Atât de mare este poluarea cu plastic în mediul rural din România, încât o armată de elevi și voluntari ar avea de lucru un an întreg doar ca să adune gunoiul din ultimele 3 luni. Sub verdele crud de primăvară al satului Nicula se ascund mormane de plastic, tone de deșeuri care nu se vor descompune nici când cei doi frați vor fi de mult ieșiți la pensie. Însă până atunci mai e, așa că, înarmați cu răbdare și saci de plastic, Octavian și Dacian își extind raza de acțiune și prin vecini în căutarea plasticului pierdut. Nu este aici. Cred că mai știu un loc unde erau mai multe sticle. Pe unde? Aici erau multe, nu știu dacă s-a strâns. Aici erau foarte. Fratele tău te ajută mult la sticle, la strâns sticle. Da. Cine strânge mai mult? Amândoi. Bravo! Le pus, unde-i capacul? Să
Așa arată voluntariatul Tășuleasa Social pentru cei mici. De la vârste fragede, copiii din zonele unde programele de educație prin voluntariat ajung foarte rar, învață, prin puterea exemplului, să aibă grijă de natură așa cum au grijă de ei înșiși. Puterea exemplului, susține profesorul universitar și psihologul clujan Mircea Miclea, e cea mai bună formă de responsabilizare civică. Responsabilitatea civică. Deci noi nu numai facem educație civică, noi facem și acțiuni civice și asta este cel mai important lucru. Prin mare, de exemplu, noi oferim cadouri copiilor, dar le cerem apoi copiilor să, în baza celor cadouri, să facă un cadou propriilor comunități. Asta înseamnă responsabilitate civică. Eu sunt responsabil de ce se întâmplă cu comunitatea mea. Asta mică, satul meu, școala mea, mediul din jurul satului meu. Vedem la televizor, adică vin inundațiile și băieții stau la crâjmă și așteaptă să vină jandarmii să le curețe șanțurile și să le scoată apa din beciuri. Ei socotesc că nu sunt responsabili nici măcar pentru ce e al lor, pentru apa din beciul lor. Nu, să vină statul să le facă chestia asta. Dar noi asta vrem să cultivăm, această responsabilitate civică. Asta e unul, prima valoare. A doua e legată de respectul față de mediu, de faptul că putem să supraviețuim și să avem o dezvoltare sustenabilă în condițiile în care noi facem ceva legat de mediul în care trăim, ne pasă de lumea în care noi suntem. Nu ne gândim numai la interesele noastre egoiste, la să obținem mai mult confort sau mai mult profit, ne gândim să facem ceva cu mediul în care noi trăim, pentru că dacă nu avem grijă de mediu, nu avem grijă nici de viața noastră. Și atunci această idee a respectului față de mediu și a utilizării mediului în folosul oamenilor pentru o dezvoltare sustenabilă este un lucru care este important. Fostul ministru al educației face parte din bordul Tășuleasa Social, un rol din care își pune experiența vastă în domeniul organizațional în slujba principiilor și valorilor în care crede cu tărie. Prin 2006-2007, niște prieteni mei mi-au atras atenția asupra acestei organizații și m-au tot rugat să mă duc să văd ce fac ei acolo. Lucram atunci la președinție cu președintele Băsescu. Eram extrem de ocupat, numai de asta mai ardea. Dar până la urmă, tot bătându-mă la cap să mă duc, am zis, bun, hai să vedem ce e acolo, dacă tot... Și m-am dus într-o toamnă și am plantat niște copaci acolo. Mi s-a părut interesant, după care m-am dus și în primăvara următoare, mi s-a părut iar interesant, după care am început să stau de vorbă mai mult cu Alin și după aceea mi-am spus, ok, hai să facem ceva serios. Și serios a devenit totul din acea zi. Oameni remarcabili, fiecare cu performanțe notabile în domeniul său, s-au alăturat proiectului în ultimii ani din convingerea că ceea ce fac e binele în forma sa naturală. Alături de Mircea Miclea, din bordul Tășuleasa, face parte și celebrul actor Marcel Iureș, căruia îi e drag tot ceea ce face aici. Suntem un grup de oameni care simțim același lucru. Iubim lucrul ăsta, iubim toți oamenii care vin, că de asta și invităm. Ne ocupăm cu treaba asta. E în același timp. Ce se întâmplă în Tășuleasa Social? Trăim lucrul ăsta. Trăim cu drag, cu efort, cu disperare, cu tot, da. El nu poate fi, cum să spun, n-are pagini pe care le dăm. Nu, le trăim la oaltă și încercăm să le facem cât mai bine cu putință. Repet, nu e o relație didactică, pedagogică. Ea conține și asta. Dar nu e pe secțiune, dar o structură. Are o idee, un avânt, o simțire profundă și un mare drag de tot ce face. Pentru recunoscutul actor, voluntariatul se reduce la entuziasm și o înțelegere a binelui în termeni cei mai simpli. Când oamenii se înțeleg asupra unui lucru și stabilesc că acel lucru e bun, ne face bine tuturor, ziceți-i cum vreți. Inclusiv voluntariat. Ideea este ca oamenii să simtă același entuziasm, să vrea cu toții și să simtă că e bine ce au stabilit. Respectul ăsta pentru natură se învață? Și dacă da, cum? Bineînțeles. Cum înveți un copil prin Tășuleasa Social, prin aceste programe sau prin alte feluri? Cum învață un copil? Îl aduci acolo, te împrietenești cu el, îl iei de mână, și el o să învețe, învățarea e înăuntru omului. El vrea, e curios. Un copil e curiozitatea în persoană. Curiozitatea și agilitatea întrupată.
Ideea e să nu-l deranjezi când învață. El are nevoie să fie primit bine, să aibă o atmosferă prietenoasă, să nu te răstești la el și mai ales să nu-i dai teste și lucrări de control, teze, din ce a văzut el în ziua aia și ce i s-a părut, să dea, cum să spun, clasamente. Natura nu se învață prin clasamente, prin clasarea ei, nu. Prin trăitul în ea, da? O lași să te impregneze, da? Că ea îți dă foarte multe lucruri. Așa că ne întoarcem în tiha Bârgăului, la Tășuleasa, ca să înțelegem mai bine cum a luat naștere această idee și în ce fel e pusă în practică filozofia educației non-formale de care vorbește Marcel Iureș și prin care copii ca Dragoș și Dacian din Nicula își deschid sufletul și mintea spre natură. Nimerim în mijlocul pregătirilor pentru colectarea sacilor din cele 174 de școli participante. Peste 23.000 de elevi au strâns peturi de plastic, la fel ca elevii din Nicula, iar acum așteaptă nerăbdători să-i încarce în camioane. Logistica unei astfel de operațiuni e colosală și ceea ce nu se vede niciodată în pozele de pe rețelele de socializare de la acțiunile de succes ale Tășulesei este cât de puțini oameni lucrează neîncetat ca acele evenimente să se desfășoare fără cusur. Da. Cât de repede trebuie să dau răspunsul? Că acum încercăm să, da, acum încercăm să descurcăm toate rutele și să punem camioane pe rute de asta. Să vedem cine mai răspunde, să vedem unde mai avem deja camioane. În timp ce Iulian încinge telefonul în căutare de camioane pentru a doua zi, Alin Ușeriu, cel care a pus bazele Tășulesei, ne arată locul de unde a pornit totul. Cum a început Tășuleasa și de unde exact? Mă gândesc că n-a fost. Deci era o vorbă pe care o spuneam, cred că acum vreo 15 ani, pe terenul lui bunica, unde nu era nimica, și am început atunci să dăm cumva viață și să dăm cumva un scenariu pentru toată povestea, care atunci era la mine în cap, mai mult decât în jurul nostru. Și așa era străbunica mi-a lăsat un teren la bunica și bunica mi l-a lăsat mie împreună cu mama și ăsta... Până aici este terenul și pe urmă mai achiziționat și de la neamuri, așa cum se face, pe bani mulți atunci. Și eu totdeauna am avut în gând, încă din copilărie, pe care din diferite motive unii dintre noi au pierdut-o, cum s-a întâmplat și la mine, o copilărie destul de grea, cu părinți, fără părinți, cu copii care s-au despărțit, eu și cu fratele meu am trăit o vreme despărțiți. Mi-am dorit foarte tare un loc în care să-mi recuperez cumva toată povestea asta, adică așa cum mi-ar fi plăcut mie să fiu copil, să fiu adolescent. Din dorința de a copilări așa cum se copilărește. Ăsta a fost motivul pentru care în vara lui 2000 Alin s-a întors din Germania, unde se stabilise de câțiva ani, pentru a-și urma visul. Am pus tot ce am avut la dispoziție, banii, averea, viața, familia, și le-am zis, în 2000 am început, deci am început un picuț mai repede, dar în 2000 am început de adevăratele într-o formă juridică, s-a numit Tășuleasa Social, dintr-o puzdere de organizație, atunci vreo 2400 în județul Bistrița-Năsăud, că atunci se aduceau mașini pe organizații, și ăsta este primul lucru care a fost de adevăratele a terminat, un teren de joacă pentru copii. Sigur că lucram în paralel și la casa de acolo, care are biblioteca și care are atelierul. Lucram, trebuie să mergem să o vedem? Da. Lucram pentru că trebuia să stăm undeva. Alin Ușeriu a riscat tot și a pariat pe România, însă o bună parte din ce a realizat astăzi cu Tășuleasa Social se datorează anilor petrecuți în străinătate, o perioadă pe care o consideră decisivă. În experiența ta, lucrând, trăind afară, te-a influențat în modul în care ai construit Tășuleasa Social? Decisiv. Decisiv, aș putea spune. În momentul în care am fost în străinătate și am văzut că treapta spre civilizație este implicarea comunitară și am priceput lucrul acesta, care în România era clar exclus complet după 50 de ani de comunism și 50 de ani de muncă patriotică și muncă obligatorie, și pentru mine
Voluntariatul a fost un univers atunci când l-am cunoscut. A pornit la drum cu banii agonisiți din anii de muncă prin Germania și un singur vis, să facă din Tășuleasa Social o oază de normalitate într-o țară din ce în ce mai trunchiată de sărăcie și neputință. Pe drumul spre ce este astăzi, Alin Ușeriu a întâlnit și alți români care au crezut în visul său, chiar dacă, așa cum își amintește, la început le povestea voluntarilor cum o să arate locul acesta, călcând la propriu pe buruieni. Spiritual și sufletește aici este toată averea mea, aici este aproape, sunt 25 de ani din viață, adică acum am 48 de ani, dar cam pe la 22-23 de ani am visat eu cumva la locul acesta. Ce a fost foarte interesant și cred că ar trebui să spun, niciodată am reușit să adun atâția oameni lângă mine, că niciodată nu și-au pus problema că putem sau nu putem. Avem o pădure pedagogică, pădure și pedagogie nimeni n-a legat în românește și eram acolo în mijloc unor brusturi, în mijloc și le explicam la voluntarii de atunci, așa, aici o să facem un lac și acolo o să facem aia și ei nici nu s-au întrebat dacă facem sau nu facem, era clar că facem, dar cum erau brusturi și acopereau un firicel de apă, zicea, da, de apă de unde aducem? Deci pentru noi nu a fost cum o să facem, era clar că o să facem, dar mai trebuia adusă apă cu găleata de la 100 de kilometri, sigur că o facem dacă trebuie. 18 ani mai târziu, rămășagul lui Alin Ușeriu a dat roade. România s-a schimbat în bine, crede el, și asta datorită celor care au jucat în arenă. Au făcut ceva ca să schimbe lucrurile în bine. Singura greșeală mare pe care poți să o faci este să nu faci. Deci dacă stai în arenă, atunci bineînțeles că vei avea o așteptare lungă, vei avea o așteptare proprie, falsă, și atunci nu vezi că se schimbă nimic. Când participi la ceva, la o faptă de adevăratele și o duci la capăt, în afară de satisfacția ta personală, care este uriașă, bineînțeles că observi și schimbările. Deci mie mi se pare că societatea noastră s-a schimbat în bine. Via Maria Terezia, una dintre cele mai bine organizate competiții sportive din România, are loc în fiecare vară, la sfârșit de august, în Pasul Tihuța, din județul Bistrița. Construit în urmă cu câteva sute de ani, drumul Mariei Terezia a fost creat în scop strategic, însă tumultul istoriei și granițele din ce în ce mai schimbătoare ale Imperiului Habsburgic au făcut din această cărare un adevărat vestigiu înțesat de povești, legende și mituri. Sub culmile înnegurate ale călimanilor, foarte puțini au știut de existența lui, până când Tibi Ușeriu, fratele lui Alin și celebrul ultramaratonist, s-a gândit să-i dea un suflu nou cu ajutorul voluntarilor. Proiectul meu este un proiect de suflet. Eu l-am crescut, să zic așa, de mic. Via Maria Terezia pe partea de sport. Proiectul Via Maria Terezia a fost ideea fratelui meu pe de reabilitarea acelui drum istoric. Iar ideea, pentru că eu atunci am început să alerg, am început să merg la competiții prin străinătate și cum am vrut să creez o competiție ca afară, ca în străinătate. Noi suntem recunoscute, anul acesta ajungem la 5-a ediție, suntem recunoscute în țară ca una dintre cele mai bine organizate competiții din România. Însă Tășuleasa Social e ceva mai mult decât un ONG. Pentru Tibi Ușeriu, locul de la poalele munților Călimani a fost o gură de aer proaspăt și colacul de salvare. Tășuleasa Social a fost colacul meu de salvare. Deci eu am apărut așa în mijlocul oceanului și Tășuleasa Social mi-a aruncat colacul de salvare și eu a trebuit să încep să not încetul spre mal. Iar acolo am cunoscut oamenii care m-au ajutat cumva să ajung la mal. Asta începând de la domnul psiholog Mircea Miclea, de la toți oamenii care au intrat acolo, cumva eu am încercat să iau ceva de la ei. După eliberarea din penitenciarul din Germania, unde stătuse închis mai bine de un deceniu pentru jafuri armate și tentativă de omor, Tibi Ușeriu se întoarce pe meleagurile natale, unde, statistic, ar fi trebuit să îngroașe rândurile celor cu antecedente penale și să nu aibă nicio șansă la reintegrare. Dar, în cazul său, viața bate filmul și sfidează până și cele mai sumbre statistici. Tibi este, în primul rând, fiul faptelor sale. Nu este un proiect al Tășulesei Social și nu a fost intenția Tășulesei Social de a face din el un purtător al valorilor Tășulesei Social. El este fiul faptelor sale. Este ceea ce a făcut el până acum.
Acum, eu obișnuiesc să spun despre el că, și mă rog, în general, contează nu numai ce ni se întâmplă, ce face viața din noi. Contează ce facem noi cu ceea ce a făcut viața din noi. Și asta este Tibi Ușeriu. El a știut ce să facă cu ceea ce a făcut viața din el. Că altfel, majoritatea oamenilor sucombă. Adică au trecutul care l-au, adesea nefericit, după care își trăiesc prezentul și viitorul ca notă de subsol la cel trecut. Da, devin defetiști. Întrucât am avut acel trecut nenorocit, ce mai pot eu să fac? Și nu mai fac nimic. Da, exact. Exact. Poate mai mult să-ți o depășești la un exact. Dar există oameni care ajung la această dezvoltare post-traumatică. 8-9%. Atunci când ai o traumă, în momentul în care ai trauma, ai o cădere clară. Emoțională, din toate punctele de vedere, ai o cădere. După care ai trei pattern-uri posibile. Primul este de a rămâne acolo. De a nu mai ieși de acolo. Faci anxietăți, depresii, ajungi alcoolic, ajungi dependent de tot felul de lucruri, etc. O a doua parte, ajung după vreme să funcționeze ca înaintea traumei. Ei se numesc rezilienți. Primii se numesc oameni care suferă de stres post-traumatic, post-traumatic stress disorder. Iar 8-9% reușesc ca după o traumă să funcționeze mai bine decât înainte traumei. Și asta se numește dezvoltare post-traumatică. Și ăștia sunt puțini. Dar ăștia sunt cei care fac ceva cu ceea ce a făcut viața din ei. Ei, și asta este Tibi. A avut o viață cumplită, dar el e de acolo, de acolo s-a născut. E din sămânța aia. Ce trebuie să explicăm asta și să zicem de ce e el așa cum e și e adevărat, da, relația de marketing. Da, este e o natural, persoană publică și momentan primește o atenție din partea publicului destul de mare, pe care el o transferă către tășulea sa social. Și au fost voci critice care au spus, domne, aici o mașinărie de marketing bine unsă. Nu e nicio mașinărie. El este un erou cu un destin și cu o motivație. El determină ceva ce nouă ne scapă. Noi vedem doar eroismul și campionul. El în dos este un erou al lui însuși, al vieții, al destinului. Însă cel mai greu i-a fost mamei lui Tibi, cea care nu și-a văzut fiul închis mai bine de 3 ani. 3 ani de zile n-am fost la el. După 3 ani apoi am reușit să pot mere. Am mers la el, am vizitat de vreo 3 ori. În 9 ani de zile, când nu aveam posibilitatea. După ce am citit cartea și eu, că eu am vrut să citesc cartea, să vedem ce-au făcut, dar de unde să știu eu ce-au făcut. Tanti Efti, așa cum îi spun toți cei care trec pragul casei, își auzea fiul la telefon odată la câteva luni, când avea voie să sune acasă. Ce-o trebuie? Vai, nu mai ziceți, că eu cât era închis, vai, plângeam în câțiva. Mă suna prima până la, nu știu, a 5 ani, mă suna numai odată la 2 luni. După aia au avut dreptul pe o dată pe lună. După aia au avut dreptul de 2 ori pe lună să mă sune, numai pe mine mă putea suna, nu pe frasul sau cineva străin. Mă suna și vorbeam, apoi plângeam, mamă, nu mai plânge, știi, mă consola de acolo. Dar tășuleasa n-a fost din prima clipă locul pe care astăzi Tibi Ușeriu îl numește acasă. La început a fost exact ca închisoarea din care abia ieșise, un loc străin în care nu cunoștea pe nimeni și nimic. Printre primii prieteni nu i-au fost oamenii, cei de care stătuse despărțit atâția ani, ci necuvântătoarele, cu care a legat o prietenie ce avea să-l pună pe picioare cu fiecare clipă petrecută împreună. Și după ce au venit, vreau să se ducă. Băi, eu ce să fac aici? Eu mă duc unde? Că mă duc în Rusia, că mă duc nu știu unde, vreau să se tot îmi spune aia. Ce să fac eu aici? N-am nici telefonul. Ce să fac? Eu n-am cu cine grăi. N-am nu știu ce. Cu câinii, avem câinii, fetița ei care mai e și haiducul tata lui Balut, care mai merem, mai îi lăsam afară, mai merem cu ei la fugă și cu ei s-o mai împrietenit, de-aia au început să alerge. Într-un fel, anii cei mai grei ai celor doi frați, Tibi și Alin, au fost când au pus bazele a ceea ce e astăzi tășulea sa social, o familie în primul rând. Și ca în orice familie, există și momente mai grele, dar care, odată învinse, te apropie și te unesc.
Noi am fost foarte diferiți. După aia ne-a dezbinat familia, el a rămas la mama mea, eu am rămas la tatăl meu, cumva ne-am dezbinat. La un moment dat am revenit înapoi în familia asta de trei care am fost noi. Am încercat pe cât posibil fiecare, am avut drumurile noastre, să zic așa, și mai mult sau mai puțin ne-am dezbinat. Nu am avut o relație, era o relație doar că știam că am un frate și la fel și le știa că am un frate. Cumva cu timpul sau problemele care au devenit, cumva ne-au apropiat foarte mult. Iar atunci, după ce eu am fost încarcerat și am avut perioada aia destul de grea din Germania, El a făcut primul pas, s-a întors, a adus-o și pe mama mea în vizită în Germania, în penitenciar, și cumva de acolo am început să creeze nucleul ăsta de familie. Și cel puțin în ultimii, să zic așa, 13-14 ani am început să ne reunim, să creăm din nou o familie, și mai ales în ultimii 9 ani de când eu am ieșit din penitenciar și facem parte dintr-o o familie cum ar trebui să fie. Încet, încet, Tibi și Alin s-au regăsit, fiecare în felul său, dar mereu împreună, ca o familie. Iar dacă la televizor Tibi este cel care apare cel mai des, recunoaște că adevăratul erou din spatele poveștii este fratele său, Alin, care a devenit între timp stâlpul acestei familii. El e stâlpul, a fost stâlpul meu, a fost stâlpul familiei, să zic așa, pentru mama, pentru mine, și cumva crede mult în ceea ce el face, în ceea ce el speră să dezvolte acolo, și, bineînțeles, este stâlpul Tășulesei, să zic așa. Tășuleasa, sigur că l-a ajutat. L-a ajutat să se reintegreze, să se recupereze, și a creat mediul în care el, după aceea, cu propriile lui resurse și cu tot meritul care îl are, a făcut ceva din ceea ce i s-a întâmplat, adică l-a făcut să ajungă performanța asta. Cred că e una dintre relațiile alea de frați adevărat, adică eu cred că așa trebuie să fie toți frații din lumea asta. Avem o relație, el e șeful meu, să zic așa, dar n-am simțit niciodată asta, doar atunci când eu mai sar calul și uit de atribuțiile mele care le-am la Tășulea Social și le mai aduce aminte. Atunci îmi dau seama, mă, stai că eu am și un șef. Iar astăzi, șeful este ocupat până peste cap. Alin și echipa de la Tășuleasa sunt pe ultima sută de metri cu proiectul Ziua Bună. În mai puțin de 24 de ore, peste 30 de camioane ar trebui să adune mii de saci plini de plastic de la cele 174 de școli implicate în proiect. Doar că în România nu merge totul ca pe roate mereu. Echipa nu a reușit să facă rost de câte camioane are nevoie, iar câteva rute sunt încă sub semnul întrebării. Cu doar câteva ore rămase la dispoziție, Iulian și Alin, oamenii care au lucrat la proiectul Ziua Bună la foc automat, fac tot posibilul să pună la punct ultimele detalii. Vor reuși oare să facă ceea ce nicio altă organizație din România nu a mai făcut până acum? Cam acestea sunt pregătirile aici la Tășuleasa Social. Diplomele au fost semnate, împachetate și cam tot ce ține de logistică e pe ultima sută de metri. Echipa împreună cu Iulian se vor deplasa în acest moment spre Cluj, unde se vor întâlni cu ceilalți membri ai grupului Tășuleasa Social și vor continua pregătirile pentru evenimentul de mâine. Însă, înainte să aflăm dacă cel mai mare proiect al lor a reușit sau nu, ar fi bine să vedem cum s-au descurcat până acum cu ceea ce i-a făcut practic celebrii pe rețelele de socializare, campaniile de împădurire. Numele meu este Alin Ușeriu, reprezint Tășuleasa Social, bine ați venit la Vrem și noi o pădure de la Tritenii de Sus. Suntem la Tritenii de Sus, în județul Cluj, acolo unde astăzi circa 700 de voluntari vor încerca să planteze peste aproape 20.000 de puieți pe 5 hectare de pe dealul comunei. Horea este unul dintre cei mai mici voluntari prezenți la această împădurire. A venit astăzi aici adus de părinții săi cu convingerea că, într-o zi, când el va crește mare, toate aceste evenimente vor face parte din firescul generației sale. Înfofolit și gata de plantat, Horea se îndreaptă cu pași mici spre dealul Tritenilor. Se face cam 40, 60 pe 60. Se dă jos iarba. Și se face groapa să fie cam cu atâta mai adâncă decât rădăcina de la puiet. Rândul merge în jos, o sapă, următorul rând e o sapă.
Hore apare ușor nedumerit la început și nu prea pare să-i surâdă ideea de a săpa gropi toată ziua, așa că Simina, mama micuțului, îl prinde repede în joc, cerându-i ajutorul. Hai de ajută-o, dacă vrei. Poți să vii aici să mă ajută. Și scoți pământ. Să putem să punem puietul și peste punem înapoi pământul, ca să se prindă. E o zi importantă pentru micuțul Horea astăzi. Prin joc și cu ajutorul părinților, ceea ce învață el astăzi este una dintre cele mai importante lecții despre cum să fii om prin puterea exemplului. Vrei să-l calci tu pământul, să se bătătorească bine. Calcă cu piciorușul de o parte și de cealaltă a puietului. Așa. Grijă să nu-l... Să nu se rupă, da? Da, tu să-l lași, mă duc pe margine, că nu-i... Că cald bine? Așa îi crești, nu? O mamă sau un tată își cresc copilul dându-i puțin câte puțin. El vede că e bine, imită, nu? Imită. E o deprindere de a-ți păsa de celălalt. Asta e principalul lucru pe care noi îl vrem. Să ajungi să-ți pese de celălalt și să faci ceva, nu numai să-ți pese la modul, să faci ceva efectiv, să faci ceva pentru comunitatea ta. Și atunci comunitățile acestea mici, dacă ele încep să se schimbe, atunci schimbarea începe de jos în sus, nu mai contează ce fel de guvern e, cum e, bun, prost, sper să fie bun, dar nu mai contează asta. Contează să începe mișcare de jos în sus. Imaginile cu acești copii plantând copaci de la o vârstă fragedă ne arată că, într-adevăr, mișcarea a început. Dar oare cât va dura până când aceste acțiuni vor deveni normale și firești pentru cât mai mulți români? Eu, deci, cred că o tradiție se poate construi 10 ani. Trebuie. Da. 10 ani, oamenii care sunt la 10-15 ani, da, dacă ei da 10-15 ani, sunt copii adolescenți. Deja la 25 de ani ei încep să fie adulți. Ei decid, ei încep să spună, așa vrem să facem. Și dacă totuși nu se schimbă nimic, dacă toate aceste împăduriri și acțiuni de voluntariat sunt doar într-o bulă de pe rețelele de socializare. Și? Ce-i cu asta? Că așa gândesc majoritatea oamenilor. De ce se face? Așa nu se schimbă nimic. De ce-i cu asta? Bine se schimbă. Poate nu se schimbă acum. Nicio problemă. Cândva o să vină unii și o să schimbe. Dar trebuie cultivată tradiția asta. Deci să devină o tradiție, pentru că lucrurile se schimbă când ăia spun, da, bă, stai un pic, că eu am făcut chestia asta, că eram mic și că au venit unii atunci. Așa. Deci trebuie să facem. Deci asta este. Deci nu trebuie gândit așa, dacă nu sunt șanse, n-are rost să facem. Nu. Facem. Și au făcut. La Tritenii de Sus, o mână de oameni au schimbat fața unui deal și odată cu el, un colț din România. Dar voluntariatul este... lucrul acela de a da ceva înapoi. Ne așteptăm foarte mult de la societate cumva să vină mașina primăriei să ne curețe în față zăpada, să vină mașina primăriei să ne dea praful de acolo, să vină nu știu ce, pentru că noi plătim impozite sau nu știu ce. Dar nu, prima dată eu cred că trebuie noi să începem. Cu schimbarea vine prima dată noi, după care bulgările se tot face mai mare și așa, eu așa văd o societate sănătoasă să crească, pentru ca fiecare să înceapă să facă ceva. Povestea Tășuleasa Social este de fapt povestea României post-decembriste. Începută dintr-un dor de joacă și copilărie, trecută prin traumele unei familii dezbinate și apoi reunite, Tășuleasa este de fapt o lecție despre normalitate și speranță într-un loc unde normalul a devenit nefiresc, iar cei care îl practică o fac exact ca pe o luptă cu absurdul. Acum, din păcate, normalul e nefiresc. Trebuie să depui enorm de mult efort ca să-l faci firesc. Când de fapt e normal. Asta e frustrarea la finalul zilei, când te gândești, ok, atât efort ca să menții lucrurile, de fapt, în parametri normal și frustrant. Da, asta e. Mi-a suprut, e important, ce e mai important, să încercăm să ajutăm, să schimbăm, să încurajăm. Așa, și îmi place. Cunoști pe foarte mulți oameni diferite și e o plăcere. E o socializare, într-un fel. Știu că... veniți de mult timp în România, observați o schimbare în generație cu privire la mediu? Se observă o schimbare între cu generații? Cu mediul e... Cred că problema este cinci mai mare și, din păcate, nu este un sprijin de la stat.
cu ce face Alin și echipa lui la Tășilasă Social este minunat. Fac, au proiecte superbe, ajută proiectul respectiv, depinde care. De fapt, oricare ajută pe oameni. Da, strânge oameni în mediu. Responsabilitatea statului. Da, statul trebuie să fie implicat mai mult. Eu am învățat că întotdeauna este loc de mai bine, dar în același timp am învățat că totul începe de la propria persoană. Așa că încerc să nu dau vina niciodată nici pe stat, nici pe ce s-ar fi putut sau ce s-ar fi putut întâmpla dacă. Pentru că dacă lucrul ăsta nu vine din fiecare din noi, nu o să schimbe niciun guvern, niciun nimeni, nimic nu o să se întâmple dacă nu încep tu să iei inițiativă și ok, eu reciclez. Da. Pentru că e foarte ușor să te gândești, ok, vreau să reciclez, dar n-am unde. Nici măcar n-ai încercat foarte tare să vezi dacă ai sau nu. Și încerc de fiecare dată nu să fiu indiferentă față de ce se întâmplă cu statul din România și cu problemele politice, dar de foarte multe ori încerc să văd ce pot eu să fac, nu cum pot să mă plâng pentru că nu mi se permite. Într-adevăr, există loc de mai bine și cred că și statul, adică întotdeauna trebuie să lucrezi mână în mână cu statul ca să poți să faci o schimbare la nivel național. Dar asta se întâmplă după ce statul vede că există inițiative multe și există presiuni și există oameni care vor chestia asta. Altfel o să fie doar așa un gând pe care îl avem, că vrem să reciclăm și o să se ducă undeva, unde se duc și celelalte inițiative neexploatate. Și cred că asta e. Fiecare trebuie să zică că vrem asta și atunci sunt convinsă că o să se schimbe. Am atitudine pozitivă, că așa ar fi. Voluntariat nici eu nu am făcut în copilărie, în tinerețe. Am învățat voluntariatul la Tășu. Aici mi-am dat seama despre ce este vorba și mi-am dat seama că, de fapt, eu căutam acest lucru. Căutam să fac ceva îmi lipsea din viață. Și apoi mi-am dat seama la Tășu, mi-am dat seama că este vorba despre voluntariat. Eu cred că, așa cum a avut foarte mare importanță pentru mine acest lucru, la fel are și pentru copiii și tinerii cu care lucrăm din jurul nostru, dar, bineînțeles, ei acum au foarte multe alte posibilități, foarte multe organizații care le oferă spațiu sau șansa de a practica voluntariatul, ceea ce este foarte, foarte bine și ne bucurăm. Dar știu destul de exact că Tășuleasa a fost una din pionierii voluntariatului în România. Astăzi, la 18 ani de la înființare, Tășuleasa Social își dă examenul de maturitate tocmai în fața copiilor care vor continua munca celor ce au pus bazele uneia dintre cele mai frumoase organizații de voluntariat din România. Generația copiilor care au adunat sticlă cu sticlă, sac cu sac, a venit astăzi să-i privească în ochi pe cei mari și să le mulțumească în felul lor pentru moștenirea pe care o primesc. Aliniați în șir indian, elevii dau din mână în mână saci plini cu plastic și îi încarcă în camioanele care merg spre o margine a Clujului. Acolo unde o mână de voluntari le primesc cu bucurie și entuziasm. Acolo unde risipa și poluarea se transformă într-o poveste despre bun simț și responsabilitate. Sac cu sac, sticlă cu sticlă, despre asta este vorba la Tășuleasa Social. Despre oameni care ies din zona de confort, pun mâna și fac ceva ca țara asta să devină un pic mai bună. Tășuleasa merge mai departe. E încă tânără și România e abia la început pe lungul, dar frumosul drum al voluntariatului. De la o zi la alta, din ce în ce mai mulți oameni se inspiră din acțiunile lor și încep propriile proiecte sau se alătură celor organizate de voluntarii Tășu. Copiii, tineri și adulți deopotrivă schimbă și se schimbă în același timp. Voluntariatul este despre părinți care își învață copiii prin puterea exemplului, dar și copii care își educă părinții prin curiozitatea și bucuria simplă a lucrului binefăcut. Iar pentru cei care fac parte din Tășuleasa Social, locul unde toate acestea se întâmplă, ei bine, pentru ei, dacă ar fi să rezume toți acești ani într-un singur cuvânt, ar face-o cam așa. Cred că eu acum. Acum. Ce se întâmplă acum, eu acum? Într-un singur cuvânt? Regăsire? Cred că asta mi-a venit acum repede în minte. O stare de spirit.
o stare de spirit. Care deliberat încearcă să schimbă realitatea, simțind că realitatea e diferită de ea. E o stare de spirit. E o stare de spirit a unor oameni, da. Foarte greu să mă gândesc. Am trăit atât de multe stări în lucrând atâția ani, că ai tot fel de și stări de oboseală. Prin proiecte făcute pe bune. Și cu suflet. Cam atât. Nu cred că e cu concluzie. Sunt lucruri pe lume care nu au concluzie, pur și simplu. Viața omenească are concluzie. Are un fel de liniuță așa punctată pe post de... chestie provizorie. Serios. Dacă ar fi să totuși să formulez așa, mi-ar plăcea ca dincolo de ce facem noi, da, să continue dășulea asta socială în miezul ei, în sensul ei profund, în fiorul ei. Noi suntem practic cum să spun, uneltele unui concept care se confundă cu natura, nu? Natura însăși. Am avut și norocul de a ne întâlni, de a gândi împreună, de a suferi împreună și poate lăsăm această mică moștenire, preocuparea cinstită. Da? Și în, probabil că într-o următoare două, următoarele două, poate trei generații, că ajungem să vorbim ca Cehov acum, să îndrăznești să speri că ce am făcut noi, puținul bine, se va perpetua și va fi dus mai departe. Repet, suntem doar uneltele unui lucru bun pe care, pe măsura în care l-am înțeles, îl dăm mai departe. Asta e tot. Ce înseamnă tășuleasă pentru mine într-un singur cuvânt? O stare de spirit care încearcă să demonstreze că se poate face ceva în țara asta. Familia. Deci, într-un cuvânt, este familia mea.